Autoritățile sanitare din Botoșani au dispus istarea furnizării apei în 5 comune din județ, după ce s-a constatat că apa din fântâni nu este potabilă. Directorul DSP Botoșani, medicul Monica Dăscăliței, susține că această decizie privește comunele Georgenescu, Păltiniș, Prăjeni, Sulița și Șendriceni, măsura fiind adoptată pentru evitarea unei epidemii. În cele 5 comune din județ, unde majoritatea localităților nu au sistem centralizat de alimentare, a fost descoperită apă contaminată în fântânile publice în urma unor analize de laborator. Populația din cele 5 localități este de peste 18.000 de persoane. La 3 zile am recoltat probe de apă, deci noi în continuare monitorizăm și verificăm și sperăm să reușim zilele acestea să calitatea să se mai îndrepte la calitatea apei. Dar au fost precipitații în ultima perioadă mai abundente în aceste zone și, am spus, oricum, în aceste unități administrative teritoriale au proiecte de demarate pentru racordarea la sistemul de apă. Ei sunt cu proiecte spre finalizare, unei dintre ei. Am avut și localități în 2020 care și-au reușit, deși calitatea apei în acele zone n-a fost conforme, ulterior au reușit, ultimele probe de apă sunt ok. Oficialul DSP a adăugat că s-a ajuns la această situație din cauza netratării corespunzătoare a apei, a lipsei unor sisteme moderne și viabile și de dozare a reactivilor, a funcționării intermitente a stației de tratare și furnizarea apei către consumatori, dar și a fenomenelor extreme. De asemenea, s-a solicitat o verificare a tuturor stațiilor de tratare a apei din județ. Verificat în județul Botoșani 118 fântâni, din care doar 32 erau fântâni cu apă potabilă, 86 cu apă nepotabilă. Fântâni publice verificate pe programul național, tot în anul 2020, au fost 49 de fântâni analizate, dintre care 3 erau cu apă potabilă, 46 fără apă potabilă. Deci situația cu apa în județul Botoșani de-a lungul timpului a fost cu probleme. Acum primăriile au făcut tot felul de proiecte și au reușit unele dintre ele să se branșeze la sistemul de apă. Este interzis consumul de apă pentru populație, însă nu există riscuri pentru animale sau activități menajere. Folosesc apa respectivă pentru consumul menajer și nu pentru consumul uman. Da? Există în toate aceste unități demersuri făcute de către primar pentru cei care încă nu și-au construit stații de tratare pentru transforma apa menajeră în apă pentru consumul uman. Apa poate fi folosită pentru consum, nu pentru consumul uman. Specialiștii DSP au solicitat montarea de dozatoare în unitățile de învățământ pentru ca odată cu începerea anului școlar elevii să dispună de apă de consum. Respectivele localități nu sunt racordate la rețeaua de apă a județului, ele având sisteme proprii, în unele cazuri apa provenind din puțuri de mare adâncime.